Apel pentru medicii din Rovinari. Cadrele medicale au nevoie urgentă de măști și se cere sprijin firmelor de confecții. Spitalul orășenesc Sfântul Ștefan face un apel la toate persoanele care au aptitudini în domeniul confecțiilor, respectiv croitorie. Este bine cunoscută problema privind stocurile măștilor de protecție. Echipa de medici chirurgi a propus producerea de măști din tifon, care pot fi sterilizate și folosite de către personalul medical și nu numai. Deja am întreprins acest demers cu atelierul local de croitorie, care le produce în mod gratuit, însă orice ajutor în plus este binevenit. Astfel, orice persoană care dorește să ne ajute în acest demers este rugată să ne contacteze la 0761 762 998, totul în vederea punerii la dispoziție a materialelor necesare. Este apelul postat pe o pagină de socializare. Situația cu lipsa măștilor și a echipamentelor de protecție este una la nivel național, mai multe spitale confruntându-se cu această problemă.